Traficul de droguri rămâne una dintre cele mai serioase amenințări la adresa securității și sănătății publice, atât la nivel mondial, cât și la nivel național. Astfel, tendința de globalizare, dezvoltarea galopantă a tehnologiei, diversificarea legăturilor comerciale și eliminarea controalelor la frontiere sunt pe deplin exploatate de către organizațiile criminale pentru a alimenta și controla piața ilicită a stupefiantelor. Consumul de droguri, și aici vorbim de drogurile de mare risc, cocaină, ecstasy și tot ce se mai, sau mai există pe piață, pe consumul lor pe termen lung înseamnă moarte. Pentru că, da, drogurile dau dependență. Spune nu drogurilor. Fii liber, spune nu drogurilor, drogurile îți opresc zborul. Cu siguranță spune nu drogurilor, riscul e prea mare și uneori efectele dezastruoase sunt irreversibile. Spune nu drogurilor. Pacienții să ceară ajutor. Că pot, îl găsesc. Spune nu drogurilor, dar spune nu drogurilor înseamnă trei lucruri esențiale. Educație pentru sănătate făcută de la școală, măsuri legislative ferme și, evident, o organizare corespunzătoare. Mesajul poliției eșene este spune nu drogurilor. Proiectul Spune Nu Drogurilor este un proiect finanțat de către Consiliul Județean Iași. Mulțumim partenerilor noștri, Consiliul Județean Iași, Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu Iași, Institutul de Psihiatrie Socola, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Inspectoratul de Poliție al Județului Iași, Centrul de Consiliere și Reabilitare a Persoanelor Dependente de Alcool și Alte Droguri Sfântul Nicolae Iași.